La primele puncte de pe ordinea de zi ale ședinței de Consiliu aferente lunii martie se află proiectele privitoare la bugetul local, cel al Spitalului Municipal Medgidia și al societății Apollo Ecoterm. Am așteptat întâi aprobarea bugetului de stat și a bugetului județean, acum am reușit să-l întocmim bugetul propriu, care are vedere funcționarea și dezvoltarea localității și de asemenea bugetele spitalului, ale societății Apollo și ale Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat. Totodată, edilii vor decide dacă vor aproba sau nu și celelalte două teme ale dezbaterii publice de la începutul acestei săptămâni. Acestea vizează regulamentul de organizare și funcționare a piețelor din Medgidia și înființarea unui centru de cercetare ecologică și terestră la pepiniera municipiului. În total, edilii vor avea de dezbătut 20 de proiecte de hotărâre. Sunt 21 de puncte pe ordinea de zi, câteva dintre ele având o însemnătate deosebită și ținând de domeniul public sau de domeniul privat. Avem un inventar al domeniului privat, o solicitare pe care consilierii au făcut-o în luna ianuarie, astfel încât să nu mai avem la fiecare ședință aprobări de inventare de domeniul privat, ci să avem o singură lucrare într-un an, o singură hotărâre care să stabilească valoarea, mărimea și mai ales componența domeniului privat al localității. Avem de asemenea trecerea din public în privat a unei suprafețe de teren pentru dezvoltarea orașului. Avem în vedere hotărâri care țin de proiecte europene sau care țin de proiectul de asfaltare a drumurilor. Consilierii locali se vor întruni joi 28 martie în sala de consiliu a primăriei Medgidia.